alertă de tsunami în Los Santos. Băieți, cred că suntem în pericol. Am nevoie de voi. Spargeți chiar acum butonașul de like și dacă strângem foarte multe, s-ar putea să supraviețuim acestui dezastru. Serios, băieți, viața noastră este în pericol. Nu pot să cred așa ceva. Eu astăzi am vrut să vă prezint noua noastră casă și ce credeți? Ne-a luat prin surprindere o alertă despre un tsunami în Los Santos. Efectiv, ci că este în apropiere și urmează să vină. Alertă de ultima oră. Un tsunami se îndreaptă către Los Santos. What? Părăsiți imediat orașul. Nu pot să cred. Păi și unde putem să fugim, băieți? Habar n-am. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Astăzi am vrut să vă prezint noua noastră casă, băieți, dar ne-a luat prin surprindere această alertă foarte periculoasă și bineînțeles că siguranța noastră este mult mai importantă pentru că trebuie să părăsim orașul, dar avem și vești bune. Pentru astfel de situații suntem pregătiți într-un fel sau altul. Din câte vedeți, avem aici o nouă mașină foarte puternică și foarte specială care, bineînțeles că este perfectă pentru astfel de situații de urgență. Din câte vedeți, este vorba despre un Nissan GTR Custom, deci efectiv este customizat tot la el, nu este tunat full, dar avem timp pentru asta puțin mai încolo, o să mergem să mai tunăm câte ceva la el și bineînțeles vreau să vedem care se treabă cu tsunamiul ăsta, adică n-am văzut nicio diferență pe aici, dar da, suntem la pensiunea noastră, băieți, asta este noua noastră casă despre care am vrut să vorbim astăzi, dar aparent această alertă ne-a luat prin surprindere și din câte vedeți această mașină este absolut genială, să vedeți în momentul în care intrăm în ea, deci efectiv uitați-vă aici ce LED duri are, frate. Uitați-vă aici la toate luminițele astea, deci este absolut fenomenală. Și bineînțeles că o să mai facem niște schimbări, așa, deci o să mai mergem să facem niște tuning, dar trebuie să ne grăbim pentru că trebuie să părăsim orașul. Efectiv, este o situație de urgență și va trebui să ne uităm ce se întâmplă pe aici. Vreau să vă arăt și cât de puternică este mașina asta, efectiv. Deci este atât de puternică și atât de rapidă, dar nu pot să cred. Voi vedeți ce văd eu aici? What? Bă, băieți! De... Bă, vine tsunami sau a secat apa? What? Ce s-a întâmplat aici pe plajă? Și de ce sunt încă oameni acolo? Nu pot să cred așa ceva. Bă, ce se întâmplă în Los Santos? Nu pot să cred așa ceva. Hai să ne urcăm repede în mașină și să cercetăm și noi puțin zona. Nu prea avem timp pentru că este o situație de urgență și trebuie să părăsim orașul, trebuie să plecăm de pe aici. Dar uite, toată lumea se comportă normal, frate. De zici că nu e alertă de tsunami sau ceva de genul ăștia. Adică, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Ia uite și acolo o pisică. Bă, deci efectiv eu nu înțeleg ce este cu lumea asta de stă atât de normal. Adică nu este panicată și așa mai departe. Deci efectiv avem mare alertă și uitați-vă, deci toată lumea se plimbă, e totul normal, frate, este o zi normală în Los Santos, dar hai să mergem și noi puțin pe plajă, nici nu mă risc să mă duc la picior, deci mergem neapărat cu mașina, că dacă vedem că se apropie un val, am tăiat-o de pe aici și efectiv, din câte vedem, bă, nu este apă în Los Santos? What? Nu pot să cred. Ia uite, ăsta a ieșit cu cățelul, frate. Deci băiatul ăsta a ieșit cu cățelul. Uite, a ieșit cu cățelul. Păi și la ce l-a scos? La plajă, că la apă n-are la ce să-l mai scoată. Doamne, și uitați-vă la doamna asta de aici. Deci domnișoară, avem alertă de tsunami. Domnișoară, avem alertă de tsunami. Na, n-ai cu cine, n-ai cu cine. Deci eu nu înțeleg așa ceva. Deci efectiv aici a secat tot oceanul, da? Deci normal te gândești când apare așa ceva că e ceva neregulă. Deci efectiv a secat tot oceanul și urmează să vină tsunami, da? Deci ați auzit știrile de urgență. Bro, așa arată oceanul când este gol, fără apă. Nu pot să cred așa ceva. Mamă, să intrăm cu mașina pe aici. Nu pot să cred așa ceva. Deci arată atât de ciudat, băieți. Bă-s delfini acolo? What? Hai să încercăm să intrăm și noi pe aici, dar mi se pare atât de ciudat de intrat, adică nici nu știu dacă putem pe aici, mamă, o să rămânem în potmoliți pe aici, deci efectiv imposibil. Bro! Ăia sunt delfini? Dar n-am cum să intru pe aici, băieți, efectiv aici era bună o motocicletă sau ceva. Mamă, o să încerc să intru pe aici, dar mi se pare imposibil. MG, bro, ce e asta? What? Ăsta e scheletonul cumva al meu? Egal
Plutonului? Bro, ce e asta aici? What? Nu pot să cred așa ceva. Bro, ce ar trebui să fie asta? Nu pot să cred așa ceva. Deci ăsta arată ca și scheletonul unui monstru ca măricel. Deci dacă ăsta nu este scheletonul Megalodonului, eu nu știu ce mai este, băieți. Hai să mergem rapid în mașină. Deci mi se pare atât de înfricoșător să umblăm pe aici. Și având în vedere că avem această alertă de tsunami, n-ar trebui să ne plimbăm pe aici. Dar în același timp îmi stârnește curiozitatea. Wow, cu cât ne plimbăm mai mult pe aici, găsim lucruri noi pe care nu le-am văzut niciodată, pentru că era apă și nu am acordat atenție. Adică n-aveam cum să văd decât dacă făceam niște scufundări. Bro, dar ce este fabrica asta? Sau ce este chestia asta de pe aici? Adică, lol, uitați-vă cât de dubios arată. Ce este acolo? Voi ați văzut chestia asta vreodată? Adică, oare se ascunde ceva secret pe acolo? Să ne apropiem de această locație. Nu știu ce ar putea să fie acolo și, bineînțeles, ce ar putea să se ascundă, dar mi se pare absolut fenomenal. Deci, uitați-vă ce clădire ciudată, bro. Ce se află aici? Adică, nu știu, zici că e centru din ăsta nuclear? What? Uite câte țevi și chestii, doamne. Păcat că n-avem timp de așa ceva, băieți. Noi chiar trebuie să ne îndepărtăm de oraș, dar mai avem un stop de făcut la tuning. Chiar dacă mașina are de toate pe ea, din câte vedeți, adică uitați-vă ce jante are, uitați-vă cât de tunată este spoilerul ăsta, ați văzut și neoanele și multe alte lucruri, ei bine, pe partea tehnică nu s-a umblat, adică efectiv nu este modificată pe partea tehnică, adică la motor, la toate treburile astea, la suspensie și, bineînțeles, având în vedere că noi o să trebuiască să ne protejăm de acest dezastru, va trebui să trecem și pe la tuning, să mai facem niște schimbări. Eu nu înțeleg, deci toată lumea este în oraș aici, uitați-vă câte mașini sunt pe aici și domnul ăsta, băi, deci domnul ăsta ce face pe aici? Domnul! Alo, domnule, nu știți că vine mare tsunami? Bă, domnul, nu mai stați pe telefon, n-auziți că vine mare tsunami? Da, păi, de ce nu fugiți de prima dată? Adică ce faceți? Dar el se duce în apă. Sau se duce pe plajă, că apă nu prea mai este, da. Nu mă înțeleg cu nimeni în Los Santos azi. Deci nu pot să cred câte mașini se află pe aici. Bă, ăsta e un cățeluș? Nu pot să cred. Bro, ce caută cățelul ăsta aici, bro? Uite cum s-a pus. What? Bă, uite ce drăguț e. Avem un mare cățeluș pe aici. Deci efectiv, uite, știți, uite la mine, bro. Ce face, bă, cățelul ăsta aici? Bă, ce faci, bă, aici? Du-te, bă, că vine tsunami, vine din astea, dezastre din alea, înțelegi tu? Doamne, bă, deci nu știu, cred că ăsta e stăpânul lui, dar na, e jale. Deci toată lumea stă... Na, doamna asta de aici și-a prins o țigară. Pe ea nu interesează, frate, adică e totul normal aici. Nu vede lumea că nu mai e niciun pic de apă, da. Haideți să ne ducem în treaba noastră, pentru că efectiv nu putem să avem grijă de toată lumea de pe aici. Trebuie să ne ducem la tuning și după aia să ne îndepărtăm de oraș. Ideea este că tuning-ul e destul de departe, dar având în vedere că suntem cu această mașină care are nu știu câte mii de cai, ei bine, o să ne ducem la tuning prima dată, o să facem acele modificări pe care vreau să vi le arăt și după aia o să plecăm, nu știu, trebuie să găsim un punct cât mai înalt al acestui oraș, cred că, ca să nu ajungă tsunami-ul la noi, să încercăm să ne salvăm până la urmă, pentru că nu este garantat că o să supraviețuim. Hai să mergem pe aici, doamne, deci orașul este plin, deci efectiv, dacă toată lumea și-ar da seama că, bă, vine mare tsunami, dar ați auzit și voi acolo la știri că vine tsunami-ul, cred că toată lumea ar fi în panică și ar fi și mai multe mașini, probabil de 2-3 ori mai multe mașini decât sunt acum, dar n-avem ce face, adică, na, noi ne vedem de treaba noastră, pentru că trebuie să rezolvăm și ne ducem acum la tuning prima dată, e aici pe stânga și după aia la dreapta. Deci trebuie să facem aceste modificări neapărat și am ajuns. Deci, da, hai să facem aceste modificări rapid, după care o să trebuiască să plecăm din oraș cât mai repede. De cum am spus și mai devreme, nu s-au adus nicio modificare din asta la partea tehnică, la armură, la toate treburile astea, efectiv, și la frâne și așa mai departe. Deci o să le facem noi, o să le luăm pe cele mai scumpe, dăm banii astăzi pe toate treburile astea. Uite și motorul, îl punem pe ăla, îl upgradăm la cel mai mare. Lumini avem destule, adică nu ne mai trebuie lumini, contează să ne vedem noi. Aici putem să schimbăm sau putem să lăsăm asta, că oricum este custom, nu o să schimbăm culoarea, dar putem face niște schimbări la suspensie, deci o lăsăm un pic mai în jos ca să fie mai rigidă și vedem aici, bineînțeles că avem și transmisia pe care o putem schimba, să-i punem și niște turbo ca să fie și mai rapidă.
Nu o să schimbăm jantele pentru că sunt foarte bune astea și bineînțeles putem umbla și pe la aceste ferestre, dar nu o să facem asta, adică nu umblăm la geamuri, este destul de ok. Și hai să plecăm de pe aici. Bro, de ce e vremea atât de nasoală afară? Adică, valuri în oraș? Bă, și mașina ce are? Wow, nu, sunt valuri în oraș, deja a venit tsunami. Lui, prea târziu, băieți, prea târziu, trebuie să fugim din oraș cât mai repede. Efe, nu pot să cred. Bă, vin valurile și pe aici. Nu pot să cred, băieți, v-am spus, tsunamiul e atât de aproape și oamenii, Doamne, nu sunt pregătiți pentru asta, efectiv, ei nici măcar nu văd că trec valurile prin oraș. Bro, uite ce valuri sunt aici. Bro, ce face toată lumea? Trece prin valuri? What? Nu pot să cred, deci nici nu mai putem să trecem pe acolo. Nu pot să cred, cred că mașina noastră s-a și stricat. Hai bă, mașină! S-a stricat mașina, băieți, nu mai merge. Nu pot să cred așa ceva. Doamne, doamne, e clar ce se întâmplă pe aici. Efectiv, cred că trebuie să ne ducem într-un punct mai înalt al orașului. Sau nu știu, să căutăm altceva? Un elicopter? O barcă? What? Nu pot să cred, băieți, ce se întâmplă. OMG, uitați-vă ce se întâmplă acolo în față. Deci nu pot să cred așa ceva. Uitați-vă ce valuri se îndreaptă către noi. Deci n-ai cum, bro. Intră mașina repede. Nu, nu în asta. În asta de aici. Nu pot să cred. Nu pot să intru mașină. What? Nu. Ia mașina asta repede, bro. Nu mai pot să intru mașină. Ce se întâmplă și fiind valurile astea, bro? Doamne ferește, bă. Numai mie mi se întâmplă așa ceva. Uitați-vă ce valuri sunt acolo. Deci nu pot să cred așa ceva. Holy smokine, bro, de ce sunt așa valuri? Mamă, ce mare e ala acolo din spate. Nu pot să cred așa ceva. Băieți, cred că e cazul să plecăm de tot de pe aici. Cred că e cazul să plecăm de tot de aici. Și am avut și noi o mașină bună, dar cred că s-a stricat. Cred că a intrat apă la motor. Doamne, deci pe aici nu pot să treci. Nici pe aici nu pot să trec? Doamne, hai să încercăm așa. Uite valul, bă, trebuie să ocolim și valurile în oraș. Deci n-am crezut că... Nu, mamă, deci dacă stricăm și mașina asta... Aoleu. Ok, asta nu este o idee atât de bună. Deci fugi, Antida, fugi. Doamne, uite cum stau ăștia la semafor aici. Ferească, bro, cum stai la semafor? Na, e clar, trebuie să fugim cât mai repede. Oh, what? Doamne, vedeți ce văd și eu? Uitați-vă câți oameni se neacă și imaginați-vă câți oameni sunt în autobuzul ăsta, numai. Doamne, uite ce a făcut omul ăsta aici, e blocat pe pod, bro. Wow. Da, bă, deci aici nu e bine ce se întâmplă. Vine valul și mai mare. Nu pot să cred. Mamă, băieți, deci nu există așa ceva. Deci Los Santosul se va duce de tot, bro. Va deveni Atlantis, cred că. Să ne riscăm foarte mult, băieți, în situația aceasta. Dar vreau să ne apropiem cât mai mult de valurile alea și vreau să ne ducem pe plajă și să luăm o barcă și să vedem dacă... Bine, ce barcă? Că mi-o barcă de aici, direct. Doamne, deci nu putem să o luăm nici pe aici. Dar de unde, pe unde să mergem? Nu știu, să luăm elicopter. Dar după aia cum coborâm? Mamă, ce valuri sunt aici, bro. Mamă. Hai să trecem pe aici, să sperăm că nu stricăm mașina. Mamă, ce vine și aici, băieți. Nu e bine. What? Uite cât avalul e aici. Bă, nu arată deloc bine. Mamă, uite cum a luat mașina aia. Mamă, nu, ne-a valul. Ne-a luat valul. Bă, cred că le ducem. Doamne, doamne, cum să stai acolo? Doamne, uite cum stă. S-a urcat mașina asta peste mine. Doamne, nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Cum mai ieșim de aici? N-avem nicio șansă, bro. Doamne, ce-am făcut? Ce-am făcut să vin eu exact în mijlocul orașului, unde este plin de apă? Nu! Doamne. Doamne, băieți, de pe am ajuns în locația asta unde trebuia să ajungem. Aici, pe stânga, avem o parcare subterană și sus pe acoperiș. Nu! Doamne, câtă apă, câtă valurile. Trebuie să ajungem sus în parcare. Dar nici nu mai știu unde e. Nu! Uite ce valuri, bro! Cum putem intra noi acum în parcarea asta subterană? Doamne, deci trebuie să intrăm pe aici, pe sub apă. Doamne, cât de dificil. Efectiv, trebuie să notăm pe aici, prin toate valurile astea, bro, cât de periculos. Nu știu de ce se întâmplă asta exact astăzi, bro. Bă, de-abia am achiziționat și noi o casă. Am vrut să vă prezint și acum
tsunami, bro. Ai antidot în noată, în noată. Trebuie să facem cumva să supraviețuim în noată. Aoleu, am luat și noi niște aer acum. Bă, deci n-ai cum așa ceva. Deci trebuie să ne ducem cât mai sus. Cât mai sus, pe acoperiș se află un elicopter. Doamne, deci elicopterul nostru e exact sus de tot. Nu putea să fie și ala altundeva. Bine, pe aici oricum n-ai cum să îl iei, că venea apa și ne lua și pe noi și pe elicopter. Dar trebuie să ne ducem cât mai sus, băieți. Sus în parcare îl avem și cu siguranță putem scăpa de pe aici odată și pentru totdeauna. Doamne, nu! Bă, deci valurile sunt din ce în ce mai mari. Hai să vedem, mai elicopterul aici mai e. Doamne, mai elicopterul aici. Bă, cum era, mă, să-l fure cineva? Cum era să-l fure cineva, să fugă el cu elicopterul? Doamne, bro, deci este efectiv prăpăd în acest oraș, bro. Deci Los Santosul este complet sub apă. Din câte vedeți, totul este distrus. Și voi vă dați seama câte vieți sunt puse în pericol. Da, e foarte nasol ce se întâmplă pe aici. Și nu știu ce să facem prima dată. Adică, să fiu sincer, aș lua o barcă să cercetăm puțin zona și situația. Dar în același timp să știți că mai repede m-aș îndrepta către un loc mai înalt, așa, nu știu, undeva unde să fim protejați, pentru că dacă valurile se măresc și mai tare, adică uitați-vă cum arată asta, nici nu prea aș trece cu barca pe acolo. Singura noastră opțiune e să mai stăm pe clădirile astea de pe aici sau să ne ducem pe munți, băieți, deci ori aici, ori pe munți, dar e absolut îngrozitor ce se întâmplă în acest oraș. Efectiv, uitați-vă cum este totul sub apă. În această locație suntem în siguranță, dar mă supără faptul că Los Santosul este complet distrus, băieți, dar n-avem altă opțiune. O să aterizăm aici și vom sta puțin. Poate să mai liniștez lucrurile. Dacă o să devină și mai nasol, atunci o să fie destul de trist. Oricât de mult mi-aș dori ca totul să revină la normal, pentru că nu mi se pare ok ceea ce se întâmplă pe aici. Foarte multe vieți sunt puse în pericol. Băieți, chiar n-avem ce face. Uitați-vă cât de mare este apa. Bro! Nu pot să cred! Uitați-vă ce s-a întâmplat! Nu pot să cred! Valurile sunt imense acum! Nu pot să cred, deci... Nu! Los Santosul chiar s-a dus acum, băieți! N-avem ce mai face! Oameni buni, voi vedeți câte valurile avem aici? Deci astea nu erau așa! Și de clădirile! Bro! Cum se îndreaptă atâta apă spre acest oraș? Cum? De unde a venit atâta apă? Doamne, deci nu pot să cred așa ceva. O să încerc să-l luăm elicopterul ăsta și să mergem undeva unde se află o barcă. Deci chiar vreau să intrăm, dar nu știu, cu ceva submarin, că dacă mergem cu barca, cred că ne ia și pe noi. Oh my god, bro. Deci uitați-vă ce se întâmplă aici. Cred că doar zona asta mai e așa neinundată și acolo încă puțin. Oare găsim vreo barcă? Bro, nu este normal ce se întâmplă. Deci uitați-vă, toată strada asta de aici este efectiv sub apă. Totul este sub apă în Los Santos. N-aș fi crezut că o să prind vreodată ziua în care văd Los Santosul atât de dărâmat. Deci nu există așa ceva, bro. Uitați-vă cât de urât e. Normal, aici în zonă era un port din ăsta. Nu știu dacă găsim o barcă sau ceva, un semi-submarin. Doamne, câte clădiri mai sunt pe aici, ale numeri pe degete. Una, două acolo, adică niște acoperișuri. Mai sunt alea pe acolo. Mai e atât de periculos să aterizăm pe aici. Uitați-vă cât sunt valurile. Nici nu e ok să aterizez pe casele astea. Adică dacă ne ducem un pic mai în spate pe aici, unde e ceva mai înalt. Doamne, unde lăsăm ne elicopterul acum? Și nu știu de ce ne riscăm să facem asta. Cred că asta de aici e casa perfectă. Deci o să lăsăm undeva pe acoperișul unei case de pe aici. Nici nu mai contează unde lăsăm acum, pentru că oricum nu mai vine poliția sau ceva de genul. Ok, o să las elicopterul aici. Nu știu dacă este cea mai bună opțiune și hai să căutăm o barcă. Nu știu dacă avem vreo șansă, pentru că valurile cred că au luat și bărcile de pe aici. Uite, doamna asta de aici se ascundă. Doamnă, nu mai avem nicio șansă, vă zic sincer. Mamă, toată lumea fuge din oraș, deci n-ai ce să mai faci. Vin valurile, băieți, doamne. Toate mașinile sunt luate de valuri și toți oamenii, iar noi ne apropiem acum de valuri. Da, mamă, cât a vine aici, doamne. Bă, ce se întâmplă pe aici? Uitați-vă și pe doamna asta cum stă. O ia valul,
Deci efectiv o ia valul și am văzut aici o barcă, o să ne ducem după ea și să încercăm să cercetăm puțin zona, dar suntem atât de în pericol. Ba! Mă scufund! Nu! No! Hai, îmbarcă repede! Îmbarcă repede! Doamne, antidot, urcă în barcă, dar nu pot să urc în barcă, bro! Doamne! Să îmi spuneți mie că barca se intră în casă acum pe aici. Unde-i barca? O mai vedeți? Bă, eu nu mai văd! What? Nu pot să cred așa ceva. Bă, ce se întâmplă pe aici și doamna asta încă stă? Nu! Barca e jos aici! Doamne ferește! Uite unde e barca acum. Deci dacă mai pornește asta acum, ar fi un miracol până și pentru mine. Deci dacă mai pornește asta acum, nu pot să cred! Ne-am urcat în barcă? Bă, ne-am urcat în barcă! Nu pot să cred! Bă! Se duce la suprafață! Oh my god, bro! Oh my god! Deci, efectiv, a pornit barca. What? Mamă, uitați-vă cum sunt valurile astea, bro! De ce m-am dus aici? Eu nu înțeleg. Deci, n-am niciun motiv să mă duc aici. Deci, e pericol maxim, bro! E pericol maxim! Doamne, ce se întâmplă în orașul ăsta, bro? Mare tsunami, bro! Mare tsunami! Mamă, aici ne scufundăm imediat, bro! Aș putea să încerc să vin pe această clădire, dar nu știu, este singura noastră opțiune să încercăm să ne ducem aici sus. Mi-am pus viața în pericol, băieți, mai mult mi-am pus viața în pericol. Deci ne putem urca aici. Doamne, unde m-am dus cu barca? Bă, dar cum să ne urcăm aici? Asta e problema. Doamne. Și nu mi se pare o opțiune deloc bună. Deci o să ne ducem la mal, o să luăm elicopterul și cred că o să ne ducem din acest oraș. Deci nu avem nicio șansă, pentru că lucrurile stau din ce în ce mai rău. Nu avem nicio șansă, bro. Adică efectiv valurile devin din ce în ce mai mari până nu se termină haosul ăsta, dacă se mai termină, până nu distruge tot orașul, pentru că mai sunt niște clădiri care mai pot fi salvate. Nu avem nicio treabă, bro. Deci sărim aici peste casă. Uite oamenii în apă, bro. Bro, ce fac ăștia aici? Nu! Am sărit în grădină cu barca, bro! Uai! Hai, pleacă din mașină! Nu! Că ne ducem iară cu barca! Iară ne scufundăm cu barca pe aici, bro! Nu mai avem nicio șansă în acest oraș! Chiar îmi pare rău de ceea ce se întâmplă aici în Los Santos, dar nu mai avem nicio șansă, mamă! Oamenii ăștia, în loc să iau o mașină de pe aici, ei așteaptă! Deci, o să luăm noi o mașină de pe aici! Hai, iau repede! Doamne! Trebuie să fărăm o mașină! Așa, și hai să plecăm de pe aici, băieți. Deci nu mai e nicio șansă, doamne. Uite ce sorcă pe munte pe aici. Nu, bă, ce faci, mă, tu vin oraș unde e apă, doamne. Bă, ce oameni există în momente din astea de panică, doamne. Hai să ne urcăm pe aici și cred că suntem cel mai în siguranță aici. Deci aici sus suntem cel mai în siguranță. Dar din câte vedeți, băieți, lucrurile stau din ce în ce mai rău, doamne. Să sperăm că o să se rezolve ceva până la urmă. Deci nu e deloc bine aici ce se întâmplă.